Bună seara, dragi români! Intru în direct la o oră puțin târzie, dar poate mai liniște acum și sunteți mai dispuși la a rămâne alături de mine în această intervenție video. Vreau să vă anunț că azi am prezentat situația ciobanilor din România și de la tribuna Parlamentului și sper că s-a transmis mesajul meu inclusiv la guvern care gestionează această acțiune prin care oile ciobanilor sunt mătrășite și omorâte la ordin european. Pentru că am aici declarația mea din plen, vă voi pune încă o dată ca să ajungă și mai bine, deoarece live-ul merge mult mai bine decât un material video care poate fi ușor cenzurat de către cei de la SRI. Vreau să știți că se dă o luptă acerbă pentru ca oile lui Ionuț Curtușan să fie omorâte. Se fac presiuni din toate părțile pe acest om ca să accepte să îi se plătească oile și să fie omorâte, să renunțe la ele. Nu vă vine să credeți din câte părți se fac aceste presiuni, pentru că, v-am mai spus, totul este o mascaradă, o înșelătorie, iar cheia acestei minciuni se află exact în curtea lui Ionuț. Adică, dacă acele oi care au fost depistate și analizele au fost fals pozitive de fapt, la boala pestei ovinelor și acele oi în continuare sunt bine sănătoase și mănâncă și nu au niciun fel de problemă, atunci este o situație foarte gravă pentru guvern, pentru autoritatea veterinară, prin faptul că ciobanii care au fost deja păgubiți încep să se trezească la realitate, încep să-și dea seama că oile lor au fost omorâte sub ochii lor perfect sănătoase. Și că totul a fost un plan pus la cale de guvern la ordinul stăpânilor lor. Oile lui Ionuț în continuare trebuie să fie omorâte din punct de vedere al guvernului. Foarte bine că am făcut acel contract cu Ionuț de vânzare-cumpărare a celor 8 oi, exact oile care au fost găsite pozitiv la rezultatul analizelor. Și mai mult decât atât, ați văzut că Ionuț Curtușan, cel mai cunoscut cioban, cel mai apreciat, cel mai iubit, cel mai curajos dintre ciobani, și nu vreau să-i ofensez pe ceilalți, este acum în echipa mea, în echipa PPR, în echipa patrioților. Și automat acest om are, să zic, sprijinul necondiționat din partea noastră. Nu doar pe Ionuț vrem să-l ajutăm, vrem să fim alături de fiecare cioban și cei care au 50-100 de oi și cei care au 500, 1000, 2000 de oi sau 10.000 de oi sau 200.000 de oi, pentru că sunt de mai multe feluri ciobani. Alții mai potenți, alții mai puțin potenți din punct de vedere financiar sau al numărului de oi. Uh,
Ionuț în continuare va avea parte, cred eu, de nu de intimidări, pentru că acum nu mai vor merge pe varianta asta de a-l intimida și de a-l hărțui, va încerca să-l cumpere, să-l mituiască. Sper ca mesajul meu să ajungă din nou la cât mai mulți șobani și pentru că tot acest plan este realizat cu complicitatea unor ciobani trădători, pentru că sistemul pătrunde și în sectorul acesta al ciobanilor. Iar unii ciobani s-au lăsat vânduți, în special cei care au un interes financiar de a face jocul sistemului, guvernului. Haideți să vedeți cum se produce și cum se realizează un focar. Cum se fac jocurile și între acești fermieri. O să vă pun la dispoziție un filmuleț. E o probă foarte importantă, o mărturie a unui crescător de oi din județul Brașov, care spune cum a fost contactat de către un mare comerciant, o să apară numele, nu mi-amintesc numele lui, dar înțeleg că e cel mai mare comerciant din domeniul comerțului cu oi. I s-a propus 2 miliarde de lei ca să își omoare 5-6 animale și să sesizeze veterinarii, după care se carantineze județul Brașov. Eu știam foarte bine că aceste jocuri se fac și știam foarte bine că unii ciobani sunt trădători și sunt infiltrați între cei de bună credință. Ciobanii mai mici sunt de obicei cu intenții bune. Dar ciobanii cei care conduc asociații, acolo se trag sforile. La ciobanii care conduc asociații, unii dintre ei. Nu toți sunt trădători, dar unii sunt într-adevăr complici ai sistemului și acestui proiect prin care oile din România sunt omorâte. Haideți să vă pun un filmuleț. Acum vreau să înregistrez discuția ca să audă mai multă lume. Spune-mi încă o dată cine ești sau nu poți să spui? Nu, dau nume, sunt un crescător din județul Brașov, comuna Calța, unde are Dumitru Andreșoi ferma. Mi s-a oferit suma de 1 miliard să omor 5-6 animale și să bag județul Brașov în carantină. Din ciobani care vede filmarea, mă cunoaște și după voce. Spune 2-3 nume de ciobani din zona voastră. Păi e Sultan Eusebiu, are o stână vis-a-vis de el. Deci în sat Rupea? Comuna Cața, județul Brașov. Comuna Cața, deci de lângă cetatea Rupea. Da, lângă cetatea Rupea. Am înțeles. Tu câte oi ai? Bă, 500 și ceva. Ai și mie pe stabulație? Nu. Bun, și unde are Andreșoiu? Unde are ferma? Are mie? Ferma are în Cața. Are o fermă în Cața și are 2 la Beia. Acolo la Beia n-are nimica. N-are niciun animal pe pășune. Ok. Bun, și el are animale de reproducție acolo sau miei pe stabulație? Miei pe stabulație. Am înțeles. Și spune-mi așa, discuția care a fost cu el? O scântă suma de 1 miliard să omor 5-6 animale, să bag județul Brașov în carantină. Incredibil așa. Și tu de ce n-ai vrut? Nu, să le fac rău la ciobani. Mamă, bravo, dar tu ai fost conștient că dacă accepti, dacă îți omoară 5-6 animale, îți omoară toată turma. Eu știu și eu vreau să le fac rău la ciobani. Ați văzut, dragi români, acest crescător a fost contactat de acel, nu am reținut numele, dar l-ați auzit în live, care i-a oferit 2 miliarde ca să-și omoare 5-6 animale și să declare focar în județul Brașov, ca ulterior să fie omorâte
toate oile din județul Bihor. Acest băiat, acest crescător cu de 500 de oi a fost de bună credință și nu s-a lăsat mituit. Nu a făcut blat cu acești ticăloși și a făcut public oferta pe care a primit-o. Iar această informație a ajuns la un coleg de-al meu, al cărui video a adunat 6.000 de distribuiri de azi noapte și până acum. 6.000 de distribuiri. Deci ciobanii sunt la curent cu acest material video, dar e bine să-l vadă și cei care poate nu au reușit să-l asculte. Așa se fac focarele prin complicitatea ciobanilor. Un cioban acceptă banii, își omoară câteva animale, cheamă veterinarii, măsluiesc testele. O clipă, că am conexiune foarte slabă deja.